Așa i-a lăsat natura, Dumnezeu, un fel de barbă, așa prelungită, o parte a blănii mai prelungită, specific lor, zimbrilor. Păi și când se trag de barbă așa nu se enervează? Nu? Apropo, i-ați văzut nervoși, au fițe, au comportamente în perioada de împerechere masculii. Normal. Atunci se mai troznesc. Cum se troznesc zimbrii? Să aleg. Stai așa că e foarte interesant asta. Da. Eu am de făcut și niște teste în emisiunea asta. Da. Troznesc, adică dau cap în cap. Zimbrii mai mult se apropie, nu foarte printr-o trozneală dintre asta urâtă, mai mult se împing. Se împing. Se împing și se împung. Și cu cornișele alea, și în, da, în coaste, în lateral, au mai fost și cazuri când s-au mai și rănit. La întors. La față sau la... La coaste, așa, un coaste în lateral, da. Păi după ce l-a răzbit cu capul, el, cel învins, automat se dă într-una din părți și atunci alea din lateral să-l ostoiască. Și asta ce înseamnă? Băi, eu, nu tu. Ceva de felul ăsta. Deci da. Nu să dau cap în cap, doar să împing. Să... Da, inițial, na, mă rog, e contactul ăla, dar nu e specific loviturilor lor, cum mulți știu, a berbecilor, că vin de la distanță, îți dau în spate, puf, să troznești și cam să atât. Zgudui deci, pământul, efectiv, da. Se împung. Am se înving prin forța picioarelor. Câte kg are un zimbru? Ajunge până la 900 de kilograme în greutate. Masculii, îndeosebi. Ei sunt cu talie mai mare.